Bun găsit, stimați spectatori. suntem la emisiunea Ordinea de Zi. O zi agitată sau nu atât de agitată cum v-am spus, totuși pe parte de justiție avem atacuri ale oamenilor politici, o să vorbim și de asta, dar agitată pentru că astăzi a trecut la nivelul Parlamentului s-a votat nou statut al parlamentarilor, de fapt, modificarea aceea solicitată, inclusiv la Curtea Constituțională, care o va lua în dezbatere mâine. De fapt, scandalul a fost la momentul votului în cazul Șova. A fost o zi cu multe discuții pe, în guvern și cu o hotărâre scade drastic TVA-ul la alimente, la toate alimentele de la, 9 la de la 24% la 9%. Acestea ar fi am putea spune subiectele de bază ale discuției noastre din din această seară. Bineînțeles, vom mai vorbi și ce se ascunde în spatele altor subiecte, inclusiv un scandal care pare să ia amploare între fostul președinte Traian Băsescu și instanțele de judecată, de fapt la distanță de două săptămâni. Traian Băsescu, care atunci lăuda politicii, procurorii că au început politicienii să tremă de frica procurorilor, iată că acum spune de fapt invers, nu numai că nu e bine, dar că, în fine n-ar fi în regulă și de aici a intrat în colimatorul CSM și alte organisme de apărare ale justiției. Dar totuși Traian Băsescu spune ceva ce am spus și noi la această emisiune și încă de, pe, încă de anul trecut și anume nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege și ar fi normal ca și magistrații să răspundă pentru ce fac dacă fac de, din cele de nefăcut. Dar uh, mergând uh, mergând pe această pe această idee. O să începem uh, discuția noastră de astăzi cu o, pf, aș putea spune uh, mai ales că intenționăm ca mâine seara să facem să vorbim uh, să fim puțin mai veseli, adică să facem haz de ca în unul imparțial. Astăzi a apărut o știre dinspre Partidul Național Liberal care dacă uh, ar fi luată în serios, ar fi de cum să vă spun eu, de stan și bra. Și anume uh, Taromul a avut ceva probleme astăzi cu două curse, cea de la Timișoara și cea de la Iași. S-au impus niște revizii, nu știu ce, și liberalii au început să strige că uh, premierul Ponta ar fi luat măsuri ca Taromul să întârzie, să nu ajungă parlamentarii uh, liberali la votul din Parlament de la ora 2. E adevărat, avioanele respective n-au plecat la 9 când trebuiau să plece și au plecat ceva mai târziu. Ce n-am înțeles eu, deci, de ce doar pe parlamentarii PNL-ului au rămas în offside deodată, și refuză, cred, adică, hai, scenarii, scenarii, dar până acolo, în sensul că premierul dă ordin ca avioanele să rămână la sol, să nu se ducă să ia pe, nu știu, mi se pare, cum să vă spun, de are suplânsul, dar rămâne doar cu plânsul, cum se spune. Ne vom referi astăzi la o măsură. Eu anticipam aseară că guvernul va înclina spre cealaltă variantă. Știți că acum câteva săptămâni premierul a spus, domne, avem de ales între cele două, adică ori o scădere drastică la alimente sau la alimentele de bază, ori o scădere de la 24 la 20 pe întreg tv -ul. După, să spunem, știrile de ultimile zile, Încerc <coughs> scuze, se părea că guvernul va înclina spre varianta ultimă, în sensul cu scăderea de la 24 la 20. Până la urmă, astăzi, în guvern a apărut și surpriza, în sensul că s-a optat pentru ideea unui TVA uh, redus drastic de la 24 la 9% la alimente. Și atenție! și la instituțiile de alimentație publică. Adică dacă te duci la restaurant, vei plăti tot 9%. La mâncare nu vei plăti 24%. Și la toate băuturile, bineînțeles, la cele fără alcool. Deci, e o măsură care a și stârnit reacții, în general pozitive. Mie mi se pare aici, aici sunt de acord cu unii analiști, mi se pare o măsură de stânga, pentru că se adresează în special categoriile defavorizate care vor putea cumpăra mai ieftin anumite produse în același timp au apărut și reacțiile specialiștilor aceste reacții probabil nu le-au văzut și reprezentanții Partidului Național, mai ales premierul din umbră bine, e la vedere Cătălin Predoiu care a declarat că această măsură este compromisă dacă o face guvernul actual eu știu că lupta electorală e cum e, dar dacă se va menține și el, am văzut că de fapt e numai, numai, el, numai el mai crede că va fi premier, nu și ceilalți liberali, mi se pare, cum să vă spun, un om politic contra-contra, dar pe o măsură de genul ăsta s-ar putea să-l coste din punct de vedere electoral, mai ales dacă măsura reușește. Dar, Haideți să vedem care e părerea specialiștilor. Nu ne dăm noi cu părerea sau vom comenta părerile avizate, pentru că o să vedeți, pe general, specialiștii din mai multe sectoare ale economiei românești apreciază că reducerea TVA la alimente de la 24% la 9% de la 1 iunie 2015, anunțată astăzi de guvern, va avea efecte pozitive în cel puțin patru direcții relevante ale societății pentru consumatori, adică pentru marea masă, pentru industria alimentară, pentru fermierii români și pentru bugetul de stat, care asigură funcționarea instituțiilor și a serviciilor, pe bază, de, serviciilor de, bază pentru populație. Deci, concluzia asta ar fi. Avocatul Gabriel Biriș, Hot News-ul prezintă acest material, Avocatul Gabriel Biri, specialist în taxare, președintele Federației Patronatului din Industria Alimentară, Romalimenta. Deci, avocatul Gabriel Biriș, specialist în taxare, apoi președintele Romalimenta, Sorin Minea, liderul Asociației Patronale Române al Industriei Laptelui, Dorin Cojocaru, spun că s-ar putea reduce prețurile chiar și cu 15% la produsele alimentare. Uh, am repetat aceste lucruri pentru că din, din uh, viteza de a publica acest material, uh, colegii de la Hot News au făcut aici, le-au amestecat de te de descurci destul de bine în textul respectiv. Uh, deci, cum spuneam, opinia aproape unanimă este că e de bine. Uh, Reprezentantul procesatorilor de carne susține că imediat vor scădea prețurile la alimente cu, aproa, cu toate cele 15 puncte procentuale de reducere a TVA. Spune el, în dimineața următoare, după reducerea TVA, se va simți scăderea de preț în buzunarul consumatorilor. Cu 15% vor scădea prețurile pentru că TVA nu face parte din preț, ci este pus peste preț. Deci dacă astăzi scade TVA, mâine scade prețul cu 15%, spune Sorin Mina. În schimb, reprezentantul procesatorilor de lapte recunoaște că reducerea de prețuri va fi sub diferența de TVA. Imediat uh, se va vedea reducerea TVA în prețul alimentelor. Nu pot să, uh, să exagerez chiar așa cu 15 puncte, pentru că obiectivul a fost în primul rând să salvăm industria alimentară în România, în concurența cu celelalte fabrici din Europa. Dar eu zic că un 10% minim se va simți în buzunarul cumpărătorilor. Specialistul în taxare, Gabriel Biriș, consideră că reducerea TVA la alimente este foarte mare și, în mod sigur, mare parte din ea se va vedea la raft imediat. Probabil că scăderea de 15 puncte procentuale se va vedea într-o bună măsură în prețul final al alimentelor, spune avocatul respectiv. <coughs> Apropo de buget, acum, că e o problemă, știți, în momentul când s-a tot încercat, s-a redus și CAS-ul, s-a făcut alte sunt, nu, nu sunt uh, că bugetul, că nu știu ce. Moare toată lumea de dragul bugetului, bine, toată lumea din opoziție, dar asta e altă treabă. Uh, guvernul a precizat că reducerea TVA la 9% pentru toate alimentele la băuturile nealcoolice și la serviciile de alimentație publică generează un gol bugetar de 5 miliarde de lei pe an. Executivul susține că bugetul poate suporta măsura, având în vedere că numai pe primul trimestru al anului 2015 țara a avut un plus de încasări la buget de 3,3 miliarde de lei peste cât era programat. Practic, potrivit calculor guvernului, nu va avea de suferit bugetul de stat, adică lucr lucrările în construcție a drumurilor, serviciile de poliție și ordine publică, spitalele, școlile, armata, etc. Păi bun, acum să nu vă așteptați că așa, uh... Nu că nu spune, de data asta cred că guvernul și-a făcut temele bine și spune adevăr. Dar se va folosi chestia asta. Nu sunt, doamne, că de fapt, că nu știu ce. Ideea este când e o măsură de genul ăsta pozitiv, nu prea dă bine în România. Adică, vezi, doamne, dar de ce a făcut-o ăla? Dar dacă câștigă electoral din chestia asta, bun, și atunci jos și luptă. Cam asta e România. Și să vă spun o chestie bine, acum se întâmplă în actuala formulă, în sensul că avem un guvern de o anumită culoare și o opoziție Dar și dacă ar fi la fel. Și a mai fost și, și invers. Tot așa a fost. Deci, la noi, da, să ne dăm în cap unii la alții, nu vedem cum să vă spun, nu vedem copacul din cauza din cauza pădurilor. Apropo, vreau să vă spun, de data aceasta nu mai e vorba avem de ceva timp un imbecil care tot sună cu număr privat pe numerele care apar pe ecran la diverse emisiuni. Că domnia sa nu știe să citească, e retardat sau orice altă problemă, e treaba dânsului. Problema e că de fiecare dată blochează telefoanele cu apeluri în disperare când, dacă vrea să spună ceva, poate să o facă printr-un simplu SMS. E greu la unii, știți, neuron puțin și alte lucruri. Bun, mergem mai departe. Vreau să vă spun că această, această, măsură este apreciată de, de specialiști din toate domeniile. Vă spuneam asta mai devreme, prețurile, estimarea este că vor scădea, Acum o să ziceți, bun, bun, dar nu era mai bine să se ia cealaltă măsură? Această, această măsură nu se putea, cred că la acest moment, pentru că ar fi fost un impact bugetar mai mare. Deci, cred că e mai corectă varianta cu 1 ianuarie. Apropo, dacă nu știați, nouul cod fiscal prevede scăderea întregului TVA de la 1 ianuarie 2016. Deci, suntem pe o direcție bună, părerea mea, și impactul ar trebui să fie unul pozitiv pentru perioada următoare pentru toți cetățenii. Acum, vorbind tot despre această măsură, pot să vă mai spun un lucru. Cred că se impunea mai mult decât cealaltă, și dintr-un alt punct de vedere. Piața rusă a devenit în piața rusă în domeniul, bine, în toate domeniile, dar mă refer aici, la, în domeniul agroalimentar, e un lucru interzis pentru Uniunea Europeană. În aceste condiții, și poate ați văzut deja și se vede în România, piața românească a fost invadată de produse alimentare de toate felurile, foarte multe. Deci la prețuri foarte joase, care practic ne îngropau industria noastră pe domeniu aia cât mai este. În aceste condiții, dacă TVA-ul n-ar fi scăzut, practic, ai noștri era un faliment într-un într timp foarte scurt, un interval de 1, 3, 6 luni. În aceste condiții, această reducere se impunea și este ca, e un colac de salvare pentru, pentru, ce, pentru producătorii de la noi. Depinde dacă el va orifica pentru că și să țină prețurile sus cum zic uneva la 10% s-ar putea să fie contraproductiv pentru că vin în concurență cu produse care vin foarte ieftine. Bine aici e de discutat dacă e în regulă ca un produs alimentar venit dintr-o țară vestică să vină cu să aibă o, o sumă în totalul prețului foarte mare din subvenție în statul respectiv fondator de la Uniunea Europeană, și noi să concurăm cu unul care nu are subvenție deloc sau o subvenție foarte mică. Vă dați seama că produsul respectiv, chiar dacă vine din import, ajunge la un preț foarte mic care concurează produsul nostru. Aici că Uniunea Europeană mare de lucru ca să reglementeze aceste, aceste lucruri, pentru că altfel vor fi probleme din ce în ce mai mari, și deja vedem un lucru care se întâmplă și anume faptul că se întâmplă, deci unele, deci în primul rând moneda euro scade în raport cu celelalte monede mari și în același timp se întâmplă un lucru, unele țări chiar amenință cu ieșirea din noi, altele n-ar mai vrea să intre. Numai acea să spunem așa, bătaie să intri în țările UE. De fapt, după România și Bulgaria, poate Serbia la un moment dat a mai vrut să intre, nu cred că sunt foarte mulți doritori. Acum să vorbim puțin, și o face Cristian Pantazi, un editorialist tot de la ON News, vorbește despre câteva efecte ale acestor măsuri anunțate de guvern cităm la efecte politice, pentru că celelalte le-am subliniat cumva. Decizia lui Victor Ponta de a scădea TVA-ul ne arată un politician decis să capitalizeze această măsură populară. Efectele se vor vedea imediat după intrarea în vigoare în iunie și ele vor continua să îi alimenteze capitalul politic. Ca o consecință logică, pare a fi invalidat scenariul dezvehiculat în lumea politică potrivit căruia Ponta își pregătește ieșirea de la guvernare la finalul anului pentru a pregăti alegerile din 2016 din opoziție. Ce rost ar mai avea să iasă de la guvernare după, dacă scăderea TVA la alimente se arată sustenabilă și efectele vor fi vizibile pentru populație și mediul de afaceri? În al doilea rând, PNL începe să simtă că are un adversar politic. După trei ani în care guvernele Ponta au tot mărit sau au inventat taxe noi, a venit momentul în care executivul consideră că își permite să înceapă măsurile populare. Ori PNL nu mai poate merge mult timp, spuneam și eu acest lucru, Uh, mult timp pe mesajul că scăderea taxelor e greșită. Variațiuni pe această temă legate de oportunitate. PNL are acum un avantaj electoral pe care încă are timp să-l transforme într-o moțiune de cenzură care să dea jos guvernul Ponta. Odată ce efectele scăderii TVA se, se vor vedea în coșul zilnic, va fi mult mai greu pentru liberal să constituie o nouă majoritate în Parlament. Pentru PNL, următoarele două luni par decisive dacă vrea să intre la guvernare. Interesantă analiza și cumva e corectă. Ce n-am spus eu apropo de celelalte efecte, să știți că se va reduce evaziunea fiscală pe domeniu, apoi inclusiv crește profitul pentru cei care lucrează în domeniu. Eu zic că e de bine din toate punctele de vedere. Bine, acum și în variantă că calculele guvernului sunt, uh, sunt, corecte. Pentru că putem avea și surprize de, a, de acest gen. Uh, să nu uităm că mergem pe, o, pe niște calcule făcute de fostul ministru, adică cel puțin el a venit primată cu ele, fostul ministru Darius Vâlcov și e clar că el nu s-a înșelat în privința averii proprii, dovadă știm ce bunuri a acumulat în uh, Cariera lui politică, dar putea să se înșele în cele publice, nu? Să nu le fi nimerit foarte bine. Dar, lăsând gluma la o parte, eu cred că s-au făcut calcule foarte bine. Deși vă, vă spun această măsură, care este și populară și în același timp cred că ar stimula economia, nu cred că va fi acceptată foarte ușor de, de femei din experiența, din experiența anilor, anilor trecuți. Și lunilor trecute. Știți cum e femeiu E cu nu înainte și nu prea uh, o să stea, o să se întâmple ceva de acest gen. Uh, acum vreau să vă spun apropo de știrile pe surse. Vă prezentam aseară doar pe scurt faptul că un denunț a pus pe jar guvernul încă din toamna trecută. Nu s-a știut atunci, s-a aflat acum. Uh, Laurențiu Ciurel, directorul CEU, a făcut niște dezvăluiri uh, sensaționale uh, în toamna trecută la adresa uh, omului de afaceri Ionel Bogdan. El a fost trimis în judecată de Serviciul Teritorial Craiova al DNA pentru dare de mită uh, și acesta i-a propu propusese, nu am înțeles dacă lui Laurențiu Ciurul sau altui denunțător, uh, o schemă financiară prin care 15% din banii, din contracte, se întorceau către uh, un membru al guvernului și către un partid politic. Nu e partidul. De fapt, Sabin Orcan de la B1 TV a dezvăluit că ar fi vorba de Laurențiu Ciurel. Astăzi au preluat informația foarte multe ziare. Apropo că veni vorba de media, să știți că lucrurile sunt într-o într-o adevărată mișcare la postul fraților pe Păunescu. Sorina Matei și Cătălin Prisăcariu au fost dați afară de la B1 TV, iar Radu Banciu a pățit și realizatorul emisiunii Lumea lui Banciu, a intrat în atenția CNA Consiliu, a decis mar să amendeze postul de televiziune B1 TV, întrucât pe data de 4 februarie, realizatorul Radu Banciu a făcut comentarii xenofobe. Astfel, postul de televiziune a fost amendat cu 30 de mii de lei, adică vreo 300 de milioane. Dacă mai au o amendă de genul ăsta, sigur îl vedem și îl vedem și pe Radu Banciu plecând spre alte zări de soare pline, poate, sau cine știe, pentru că uh, altfel nu văd uh, cum o să-și mai permită acest post dacă are probleme financiare să plătească amenzi de genul ăsta la, TV, la CNA, dar trebuie spus că uh, atât timp cât sunt uh, să spunem, abateri care contravin normelor CNA, e normal să fie aceste, aceste pedepse. Aflăm din știrile zilei că serviciile secrete ruse i-au executat pe cei care au dobrut avionul MH17, știți, l a prăbușit în Ucraina, și în același timp suntem, suntem în momentul, apropo de știrile zile, așa, vin sărbătorile, vă spuneam și și în zilele trecute și acest lucru se vede chiar în activitatea instanțelor de judecată, a procurorilor și toate celelalte. De ce? Foarte simplu. George Copos a fost eliberat astăzi, decizie definitivă. După un an și o lună de pușcărie, domnia s-a plecat direct la spital pentru că se pare că are grave probleme de sănătate. Înainte de a fi problema eliberării, se punea problema dacă, dacă va rezista. Va mai rezista detenții. V-am prezentat și noi aceste informații. Iată că acum ele s-au confirmat. Deci, George Copus este, este liber după un an și o lună de. și el spune la ieșirea din închisoare, domne, am făcut două greșeli majore. Am intrat în politică și știți că a fost inclusiv vicepremier, senator și am băgat 30 de milioane de euro la rapid intrat în politică regretă cel în lumea fotbalului nu pentru că a trăit clipe sublime. Să anunțe acest lucru că la un moment dat îl vom vedea din nou la rapid, ar fi o șansă pentru clubul care se zbate în probleme destul de mari după ce a plecat el. Apropo de veștile din justiție. Gior, uh, Gheorghe Ștefan, (Pinalti) a scăpat de arestul preventiv. Admi, uh, așa că instanța în alta curte Astăzi a admis cererea formulată de inculpatul Ștefan Gheorghe și în consecință, în temeiul așa, s-a trecut la arestul la domiciliu pe o durată de 30 de zile de la data rămânei definitive a prezentei încheieri. Ce trebuie să facă? Și apropo, pe ocazia asta ne lămurim ce înseamnă arestul la, la domiciliu, pentru că sunt destui în arest la domiciliu. Atenție! Ăia care au făcut denunțuri, au cedat și au făcut denunțuri la adresa altora implicați în diverse cazuri. De fapt, scopul arestului preventiv, că arestul preventiv ar trebui ca să evite, sau cel puțin așa era legea până la codurile actuale, să evite ca acuzatul să distrugă probe, să facă ceva, să ia legătura cu ceilalți învinuiți, ceva de gen, acest gen, deci adică să perturbe cazul aici nu era ca de genul ăsta pentru că cazul le vechi. atunci arestul prevediv a fost să-l țină la beș până cedează să spună, să dea și el pe gât pe alții. În momentul când denunță pe altul, îl lasă pe el. E o problemă însă pentru viitor, pe, pentru denunțători, pentru că s-a declarat neconstituțional articolul acela cu vinovăția și s-ar putea pe, pe problema aceea, după ce se revizuiește, să fie o anumită, o anumită schimbare. Bun ce trebuie să facă Pinalti. Să nu părăsească imobilul în care locuiește fără încuvințarea organului judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza. Să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat. Să nu comunice cu inculpați. Și aici îi aflăm pe toți. Cocoș Dorin Dumitru Nicolae Sandu Gabriel și cu martori în cauză, direct sau indirect, respectiv Florica, Claudiu, Stan Dragoș, Eptenie, Cristian, Bejinariu, Marin Gabriel, Bercu, bla 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 și tot așa. Uh, printre alții, deci remarcăm Florica, Claudiu Ionuț, la care i-a dat încă pe toți și care a dat lovitura, nu așa. Da, a rămas cu ba, adică a beneficiat de anumite avantaje că n-a dat spaga degeaba. Și e și nevinovat, adică nu că e nevinovat. A fost scos din dosar, nu? Cel puțin așa e până acum. Inculpatul are obligația să informeze autoritatea desemnată cu supravegherea, respectiv organul de poliție a care rază teritorială locuiește și organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori, ori în fața căruia se află cauza, în situația în care părăsește imobilul fără permisiunea organului judiciar pe o durată de timp strict necesară în cazuri urgente și pentru motive întemeiate. Apoi, mi se spune că dacă încască, încalcă ce pățește. În același timp, trebuie spus că Pinalti și-a dat demisia din funcția de primar al municipiului Piatra Poate și asta a contat, a contat foarte, foarte mult în, în decizia de a-l lăsa în arest la domiciliu. Acum... Aș vrea să vă mai spun, apropo, de, de justiție. Că unul dintre cei care acuză justiția din toate cele, cum vă spuneam, și la începutul emisiunii, este Traian Băsescu. Astăzi apare o teorie interesantă. Nu găsesc materialul, el a apărut în ziarele de astăzi. Ca idee, ce se, ar, ce se ascunde în spatele. Reacții președintelui Traian Băsescu de a ataca furibund diversele instanțe, diverse instituții din România, instanțe, instituții pe care le lăuda chiar și în urmă cu două săptămâni. Teoria, suntem la ora teoriilor și noi în această emisiune v-am prezentat de multe ori când au apărut aceste teorii, tocmai în ideea că telespectatorii noștri sunt mai deștepți decât ai celorlalte, alor, celorlalte, televiziuni și automat e bine să știți aceste lucruri. Teoria spune așa, că Traian Băsescu ar fi șantajat din închisoare de Elena Udrea, care prin doi mesageri recte, Ion Cristoiu, ziaristul Ion Cristoiu și uh, tenis, fosta tenismenă Ruxana Dragomir, i-au transmis semnale că dacă nu ia apărarea în fața justiției, deci numai că să nu laude jos, dacă nu ia apărarea în fața justiției, o să spune ea mai multe. Traian Băsescu fiind vulnerabil a trebuit să facă aceste piruete logice, când în două săptămâni să gândești cu totul opus e o performanță chiar și pentru Traian Băsescu. Nu cred în această teorie, ca să vă spun, am prezentat-o cu titlu informativ. De ce? Uh, cum, să vă, uh, cum să vă spun uh, nu cred în această teorie că ce aflăm noi despre Traian Băsescu până acum chiar și în cazul Bercea Mondialu, chiar și în, în alte cazuri sunt tot niște denunțuri maxim adică îmi spune mie Bercea că i-a dat nu știu ce și ar fi ajuns și la Băsescu îmi spune mie nu știu ce și nu știu cum lucrurile acestea trebuie probate și altfel așa, în viața de zi cu zi. Pot să, cineva poate să spună despre mine sau eu să spun despre cineva sau pot să spun, uite băi, am dat 100 de milioane la nu știu ce politician local pe care poate nici nu-l cunosc, nu? E cuvântul meu împotriva cu E denunț. Mai găsesc unul să spun acest lucru. Dar trebuie să fie dovedit cu arte. Deci de asta vă spun că nu cred în ideea asta, dar ce l-a determinat pe Traian Băsescu să șeasă din pepen și să fie atât, atât de vocal împotriva justiției, n-aș putea să vă spun în... în putea să vă spun în acest moment, dar cu siguranță vom afla. Lucrurile în România, lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Venind spre Gorj, din mai multe motive, astăzi se întâmplă două lucruri. Ar trebui să fie o ședință a Consiliului de Supraveghere, de fapt o să vă prezint puțin mai despre acest lucru, dar în același timp a fost în Parlament, s-a dezbătut moțiunea simplă a opoziției opri jaful de la companiile energetice. PNL a tras un semnal de alarmă referitor la situația dezastroasă în care se găsește sectorul energetic prin moțiunea simplă. În lipsa oricărei strategii energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul minier românesc spre faliment. Deci a fost moțiunea astăzi la Camera Deputaților. Iată ce spune deputatul PNL Lucian Bode. Cităm. Cele mai afectate sunt complexul energetic Oltenia și Unedoara, care împreună asigură aproape 30% din producția de energie la nivelul țării. PNL cere guvernului, condus de Victor Ponta și Ministerul Economiei, condus de Andrei Gerea, să oprească jaful de la aceste companii și să elimine influențele politice. Am citat din moțiune. Potrivit inițiatorilor, Complexul Energetic Oltenia înregistrează în prezent pierderi de aproximativ 120 de milioane de lei. În ultima perioadă nu au fost plătite taxele și impozitele către bugetul de stat, nu sunt plătite creditele, nu sunt plătiți furnizorii, deși în 2012 s-a înregistrat un profit de 44 milioane de lei. Bine, asta, cum să vă spun, apropo de economia românească, când argumentez o chestie, știi, domne, acum sunt pagube de 120 de milioane de lei, da? Dar nu se poate explica că acum 3 ani avea profit, nu știu ce. E diferență lucrurile se schimbă în economie chiar de la o lună la alta. Chiar de la, vă dau, Aveți exemplu unei alte firme de la Gorj Mare, Trustul Succes sau așa, care la nivelul 2012 a încheiat anul cu profit, profit important, și acum a intrat în insolvență, așa că nu e un argument din toate punctele de vedere, nu în fine, asta e ca o paranteză. Iată ce mai spune, tot ce mai spune moțiune. Motivul dezastrui de la complexul energetic Oltenia este numirea vicepreședintelui PSD, Laurențiu Ciurel, drept manager al complexului energetic. Potrivit DNA, legătură de partii și de afaceri dintre Ciurel și PSD sunt foarte vechi. Complexul energetic din Oltenia dând contracte oneroase. Casei de avocatură Dan Șova și asociații. Un avocat de la Casa Șova lucra la dosare, la dosare 25-24 de ore. Victor Ponta, a fost partener al casei de avocatură Șova, evită subiectul și se spală pe mâini de orice implicare în această speță. Circa 200.000 de persoane ar fi afectate de închiderea sau reducerea activității complexului energetic Oltenia, susțin liberali. Da, apropo de, de ideea asta, să zicem că ar fi stat în picioare și stau anumite argumente. În momentul când vii din nou tot la Ponta și o dai cu chestia asta, practic nu devii mai credibil cu acest argument. Ba din contră, argumentul este exact uh, cu efect de bumerang. De se duce atât, a, e tot aia, bun, nu mă interesează. Cam asta e problema. Uh, potrivit moțiunii simple, în ceea ce privește complexul energetic Hunedoara, rezultatul guvernării Ponta ar fi creșterea prețului gigacaloriei de la 85 la 130 de lei, dar și acumulat de datorii comerciale și bugetare. Acum vreau să vă spun o chestie. Că problema e complexul energetic Oltenia și de fapt e cazul Șova și de fapt e Victor Ponta. E foarte simplu. Moțiunea vorbește trei sferturi despre complexul energetic Oltenia care e pe propriile picioare cu probleme, probleme mari, dar să zicem așa reversibile. Iar de complexul Unedoara, care e falimentar, fa bagi un leu și -ă, bagi 5 lei ca să scoți unul, cam așa e. asta, le aruncăm în câteva rânduri, o să, să, să nu se zică că n-am vorbit și de complexul Unedoara. Deci, apropo de politicieni, în continuare ne interesează mai puțin orientarea lor politică. Haideți să fim serioși când facem asemenea demersuri, adică să căutăm și rezolvări. Bun, am făcut această moțiune să pige asta, dar să vedem în programul de guvernare pe care îl anunță, ne tot amenință cu el premierul desemnat virtual predoiu, să vedem care este soluția pentru minerii. Că eu am încă o dată și am mai spus de aici, de la această, de la această măsuță, din nefericire, clasa politică românească, guvernele care s-au succedat la conducerea României în ultimii ani, am impresia că nu au nicio strategie pentru minerit și energie, pentru mineritul și energia pe cărbune. A, că ni se aruncă în față niște foi, că se tot lucrează, se elaborează de parcă, ce, suntem mai tari ca NASA, e cu totul altceva. Deci eu cred că la acest moment, Nimeni nu e hotărât și nu știe care ar fi soluția cu, pentru această situație. Vreau să vă spun apropo de, de mesaje, am citit mai devreme unul și o să vi citesc și dumneavoastră. Da, se referă la codul, la codul fiscal. Cred că reducerea TVA la alimente este foarte bună și făcută pentru noi sărmani. Dacă ar fi redus la celelalte produse, ar fi fost o reducere mai mică la produsele de bază. Da, corectă observația. Deci nu s-ar fi redus alimentele cu 15%, s-ar fi redus cu maxim 4-5%, nesemnificativ să spunem în alte produse. Foarte corectă observația telespectatorului. Uh, spuneam că astăzi a fost dezbatere în Parlament, moțiunea încă nu s-a adică nu, votul încă nu s-a dat să știm și un rezultat, dar oricum moțiunile simple știți că nu au urmări importante. Așa cum spuneam, astăzi se desfășoară la București, București, pardon, Uh, sau cel puțin așa ar trebui să se, des, să se desfășoare pentru că uh, el n-a fost vorum o fie acum, la acționari mă refer, deci ședința acționarilor ce Oltenia cu privire la planul de concediere a unui număr de 2133 de persoane de la 1 iunie 2015 2015 și uh, uh, concediații, mulți dintre ei ar trebui să se apropie de pensie. Uh, mai știm deja că joi sindicatele din Oltenia se întâlnesc pentru a discuta despre planul de restructurare a companiei, care se referă la închiderea două grupuri de la turceni, la închiderea Brăilei, perimetrul Seciurile și cariera Peșteana Sud. Uh, și abia pe 24 aprilie vom avea să spunem așa rezultatul dacă acest program se aprobă. Problema fiindcă pe 29 aprilie vine femei. Femeii dându-ne teme, la sfârșitul anului trecut rezolvați neapărat situația pierderilor, inclusiv de la complexul energetic uh, Oltenia. Și vreau să vă spun uh, că nu e de glumă de data aceasta, uh, trebuia făcut ceva trebuia făcut ceva cu cu situația din din complexul energetic Oltenia apropo de acest de acest lucru trebuie să vă mai spun un lucru dintre veștile care circulă la, la acest moment că de exemplu apropo de o societate care e are ca acționar majoritar complexul Oltenia, e vorba de Mimprest aceasta a primit contracte și pe zona Doljului și își va deschide un, o zonă, să zicem așa, o un birou sau ceva de acest gen, un punct de lucru mai corect, cred că asta e corect, cuvântul corect, în zona Craiovei. De asemenea, se extinde și în alte domenii, chiar pe drumuri, se va lucra la DN66, deci sunt diverse sau pentru diverse. Companii de acestea de vânzări, magazine din zona gorjului, iată că pe lângă principalul client, care este ceul tine care e și acționarul majoritar la această întreprindere, vin și alte comenzi, ceea ce ar trebui să fie de bine. Vă spuneam în urmă cu câteva zile că sunt foarte multe vești proaste legate de locurile de muncă. E, vreau să vă spun că mai vin și vești bune. Uh, un nou. Uh, un nou supermarket de mari dimensiuni se deschide de lângă piața centrală. Apropo de acei circa 1000 de petroliști care se preconizau să plece sau de. E vorba de salariații petrofac din Zicleni. Se pare că nu se mai întâmplă nimic cu cei 1000 de gorgi în cel puțin o perioadă. Deci, până la sfârșitul anului, rămâne acționarul englez și cred că e o veste bună. Din, această, din acest punct de vedere, până atunci s-ar putea să găsească, mă gândesc, un alt acționar care să pria și oamenii respectivi, adică să nu avem o uh, mie de oameni în uh, concediu. De asemenea, uh, sunt uh, apropo de veștile bune, sunt. Uh, compania minieră sau companiile din minerii și energie dau uh, prime pentru angajații proprii, așa se întâmplă și la Oata Motru și bănuiesc că sunt și alte întreprinderi care oferă uh, acest lucru. Uh, vreau să vă spun uh, că mi-a atras atenția o știre, asta e mai comic așa dacă citim uh, titlul, uh, mai ales titlul e dat Bănuiesc de colegii de la Panduru. Ei au băgat la rubrica Ultima oră de astăzi la un titlu Peste 2000 de ou confiscate de polițiștii gorjei E comică chestia, deci, bine că trebuia să le numere câte sunt, de deci, peste 2000. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au strâns timp de două zile pe raza județului Gorj și a mers cu, au mers pe ouă, deci au căutat ouăle sau au căutat comercianții de, de, aceste produse și au fost depistați 24 de agenții economici de pe raza județului care comercializau ilegal 2091 de ou, 220 de kg de carne și 950 kg de făină de ou. Întreaga cantitate de produse alimentare a fost ridicată în vederea confiscării. Valoarea aproximativă 1 miliard jumătate lei vechi. Interesantă însă chestia aceasta cu peste 2000 de ouă confiscate. Desigur, sunt, sunt și alte lucruri importante pe agenda zilei, dar vă spuneam, deja se vede atmosfera de, de vacanță pentru, cu anumite evenimente se, se întâmplă cu încetinitorul, lumea se gândește mai mult la masa de Paște decât la politică sau, eu știu, la alte lucruri de acest gen sau la partea juridică. În același timp, cum spuneam, pe lângă George Copus care a fost eliberat uh, astăzi, uh, sunt, uh, l-avem pe Gigi Becali de câteva zile în libertate și probabil vom mai asista și la uh, alte eliberări. A, a mai fost cineva eliberat astăzi, uh, bine, nu e atât, nu mai e atât de celebru, fostul patron al uh, Unirii Urziceni, Dumitru Bucșaru, a fost trecut în arest uh, la domiciliu. Uh, deci, vă spuneam, sunt mai generoși și judecătorii în această perioadă. Dar uh, uh, vreau să vă zic apropo de chestia asta. L-ați văzut? Nu. Copos a fost dat o singură declarație destul de simplă. Nu știu cât uh, a surprins el pe cineva sau cât s-au lămurit oamenii ce e cu el după această perioadă de detenție. Însă am văzut un Gigi Becali destul de schimbat. Gigi Becali care a plecat la Muntele Atos, probabil se va întoarce spre sfârșitul săptămânii și a ținut promisiunea, declarațiile sunt destul de liniștite, parcă nu mai e Becali de, de acum ceva ani. Dar eu stau și mă întreb așa că am văzut foarte multe chestii pe net. Asta cu ăsta Copos trebuia să putrezească închisoare. B Becalit tot la fel. Nu știu ce și nu știu cum. Nu se mai ține cont, adică sunt mulți berbeci pe net care cum să vă spun, în afara faptului că, cred că asta e meseria lor de bază, să, come, să facă comentarii imbecile la diverse materiale apărute. Uh, au o chestie, o răutate de genul ăla de a se bucura de orice este rău. Că până la urmă nu e o veste bună, că, indiferent că e om de afaceri, că e politician, că intră în închisoare. A, că intră pe drept, asta e altă treabă. Dar până la urmă nu poate fi o veste bună că un om intră în închisoare. În condiții acestea să te bucuri și să faci asta. Deci vreau să vă spun că în mediul rural, în anumite cârciumi, pe la ceva intersecții, poți să găsești seară de seară la știri angajații localurilor, spun angajații că ai singura lor ocupație toată ziua, dar asta e altă treabă, riscăm acum ca la cei care se uită poate prin vreo cârciumă rurală să ne înjure cu chestia asta, dar cam așa ceva am văzut de foarte multe ori. Există chestia să vedem știrile, să vedem pe cine mai arestă, cine mai, cui mai are averea. Deci este, cum să vă spun eu, e o preocupare. Te bucur de rău altuia, dar rămâi doar cu această bucurie, să spunem așa. Deci în perioada aceasta, săptămâna aceasta dinainte de, de Sfintele Sărbători de Paște, cred că ar trebui să fim mai preocupați toți de altceva și vă spuneam, poate și instanțele de asta sunt mai generoase, oamenii să se mai... Gândească și la, și la altceva. O să termin emisiunea de astă seară cu o replică dată în stilul caracteristic de Simona Halep și să știți că o susțin în acest demers. Vorbeam și aseară dacă țineți minte de chestia asta. Jucătoarea româncă de tenis, Simona Halep, a reacționat după ce în spațiu public i-au fost aduse mai multe acuze. Uh, uh. În primul rând, părerea mea și opinia mea, spune ea, este că joc zilnic pentru România. Tot timpul când intru pe teren, acolo scrie România, Halep. Cred că asta e mult mai important pentru mine, pentru țară. Am jucat întotdeauna cu mare drag la Fed Cup, când am putut și când s-a putut. Am fost și accidentată și tot am jucat anul trecut. Am riscat foarte multe lucruri. Mi-am dorit mult să joc Fed Cup întotdeauna. Anul acesta este imposibil, pentru că programul nu-mi permite. Dacă jucam în altă parte, în Europa, mai aproape mă duceam cu mult drag. Acum este imposibil să mă duc să schimb din nou fusul orar și așa sunt obosită, vin după o perioadă lungă în America, am venit acasă să plec chiar în Canada și să mă întorc. Este foarte, foarte greu. Fiecare își dă cu părerea, fiecare are părerea personală, țin să spun doar că joc pentru țară zilnic, nu joc doar la Fed cap. Îmi doresc să, câștig fete, să câștige fetele acolo și fără mine, au șanse, joacă bine, avem jucătoare foarte bună. O să le țin pumnii și o să le susțin de acasă, a declarat Simona Hale. Da, exact ce vă spuneam și eu aseară, n-am declarația dată astăzi, dar argumentele acelea au fost date și de mine și mi se par pertinente. Mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine seară cu o ediție specială, o ediție în care uităm de politică, uităm de tot. Și încercăm să ne distrăm puțin pentru sărbătorile ce vin. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!